O femeie de 57 de ani din Prahova a murit din cauza unui cauciuc uzat. Mașina pe care o conducea fiica ei de 28 de ani a ieșit în decor după ce a explodat una dintre anvelope. Autoturismul a lovit un cap de pod și apoi s-a răsturnat din mașina distrusă. Femeia de la volan și copilul ei de numai 2 ani au ieșit ca prin minune în viață. Mama șoferiței n-a mai putut fi salvată. A venit ca la cascadorie, a sărit șantul și a intrat în gardă. Dar la volan nu era un cascador, ci o tânără de 28 de ani care a uitat pentru o clipă că are în mâini viața mamei sale și pe cea a copilului ei de numai 2 ani. O anvelopă a explodat și pentru că mergea prea repede, cred polițiștii, șoferița n-a mai putut controla volanul. S-a auzit o explozie puternică și am auzit o bubuitură în gar la mine și s-a răsturnat mașina. A pătruns pe contrasens unde s-a răsturnat pe cupolă. Mașina în care erau cele două femei și copilul de 2 ani a lovit un cap de pod de pe celălalt sens de mers, iar apoi s-a oprit în gardul unei gospodării. Din fericire, niciun localnic nu trecea pe acolo în acel moment. Zgomotul puternic i-a scos însă pe oameni din curți. Ei i-au scos pe copilul de 2 ani și pe mama acestuia din mașina răsturnată. Amândoi erau răniți, dar teferi. Bunica celui mic, în schimb, nu mai respira. Pentru femeia de 57 de ani, mașina condusă de fiica ei s-a transformat într-un sicriu. Când o să iasă din spital, femeia de 28 de ani va trebui să răspundă în fața legii pentru moartea mamei sale și pentru rănirea copilului său.